Bună ziua, bine v-am găsit, dragi copii! Hai să spunem bună ziua la toți invitații! Mă bucur foarte mult, vreau să vă mărturisesc ceva. Astăzi este o zi mai mult decât frumoasă, o zi pentru mine chiar cu amintiri plăcute, pentru că în calitatea mea de director al unei case de producții muzicale, mi-aduc aminte, în anii 2000 am lansat foarte, foarte multe albume cu copii, cu muzică pentru copii. De aceea, poate sunt chiar în elementul meu aici, alături de copii, pentru că sunt foarte dragi și sunt convins că sunt și talentați. Suntem astăzi aici împreună cu organizația ALO România, este, cu alte cuvinte, autoritate, lege și ordine, pentru că asta este denumirea corectă, o asociație care încearcă astăzi să facă un mic cadou pentru cei mici de aici, de la Zemeș, și ne bucurăm foarte mult că am găsit deschidere aici, atât prin doamna coordonator, doamna Tudosă, cât și din partea conducerii primăriei din Zemeș. Mă bucur foarte mult că alături de noi este și domnul viceprimar și domnul primar și domnul administrator Dorneanu și dumneavoastră. Așadar, eu zic că vorba lungă, sărăcia omului, este momentul să dau cuvântul gazdei noastre. O așteptăm pe doamna Tudosă să vină lângă noi, fiind gazdă, este cea care poate să ne spună câteva cuvinte despre acest... despre această grădiniță, despre activitatea dumneavoastră. Vă rog. Mulțumim din suflet că v-ați făcut timp să faceți o bucurie acestor copii minunați. Ne aflăm, după cum a spus mai devreme, la Centrul Educațional de Zi pentru Copilul cu Nevoi Sociale din Comuna Zemeș. Aici sunt înscriși 29 de copii care provin din familii cu situație financiară precară. Servesc două mese pe zi, își fac temele, noi ne implicăm cât se poate, ca ei să fie fericiți și să fie bine. Mulțumim foarte mult asociației Lege și Ordine și să știți că și ei v-au pregătit ceva, un moment artistic, așa că dacă putem să-i ascultăm. Mulțumim din suflet încă o dată. Multe plăcere. A sosit Crăciunul. O, ce bucurie, tu ne aduci suflet și veselie. Ce frumos e bradul, ce frumos e tot. O, ce bucurie, parcă nu mai pot. Noi avem hăinuțe albe și frumoase jucării și pâine, case călduroase. Dar atâția, Doamne, n-au nici foc, nici casă, nici mâncare bună, nici hăinuță groasă. Dă-mi inima bună, tu, Iisuse mie, să împar cu săracii marea bucurie. Toți de-a face astfel, o, orice sărbătoare, n-ar mai primi nimeni, că-i sărac și mai. Așa, hai să îl aplaudăm. O să mai am câteva lucruri de spus și după aia, la urmă, vor fi copiii cu programul artistic, pentru că vreau să-i cunoașteți pe invitații noștri. O să rog pe domnul Rusu, care este președinte al asociației noastre, să ne spună câteva cuvinte. Domnul Rusu, vă rog. Doamnelor și domnilor, stimată doamnă director, domnule primar, stimați invitați, dragi copii. Astăzi este o zi importantă pentru noi toți. Este o zi în care Asociația Autoritate, Lege și Ordine vine aici la Zemeș cu un gând frumos pentru copiii comunității. Ne bucurăm că ne-ați primit, fie și pentru câteva momente alături de dumneavoastră și vă mulțumim. Vă rugăm să primiți din partea organizației noastre un cadou financiar, asigurându-vă că vom repeta acest gest de fiecare dată când vom reveni aici la Zemeș, unde copiii sunt cuminți, harnici, frumoși, și sub îndrumarea doamnei coordonator Cătălina Tudosă. Ne face plăcere deosebită să fim împreună cu dumneavoastră și cu domnul primar Tudosă Răzvan. Sunt împreună cu dumneavoastră, vă mulțumesc și vă urez un sincer la mulți ani. Echipa noastră, desigur, tot ca membru fondator și la conducerea Asociației ALO România, este și domnul Gheorghe Vicor, pe care o să rog să ne spună câteva cuvinte. Mă bucur că mă aflu în mijlocul atâtea prințese și prinți mici.
care îl așteaptă pe moșul, în câteva zile moșul o să vină la dumneavoastră, o să vă aducă de toate. Am auzit că ați fost foarte cuminți anul acesta, la anul o să fiți și mai cuminți, o să învățați și este singurul lucru pe care puteți să-l faceți, să ajutați această țară, să învățați, să învățați, să vă perfecționați și o să ajungeți mari și o să dați tot ce e mai bun din dumneavoastră. Eu mă bucur că am putut astăzi să facem un mic dar acestor prințișori și de câte ori va fi nevoie, eu promit că o să încercăm să fim alături de dumneavoastră. Vă urez un an cât mai frumos ce urmează, un moș cu cât mai multe daruri, o zi, două, da? Îl așteptați? Da! Și să ne întâlnim sănătoși și la mulți ani! Astăzi s-a născut Hristos, Mesia și luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășețel, în scutec de bun păcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Neaua ninge, nu-l atinge, vântul bate, nu răzbate, și de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați! Lăudați și cântați și vă bucurați! Asta-i seară, seară mare, seară mare de Crăciun, noi urăm și colindăm și pe Domnul lăudăm. E noaptea Crăciunului, e nașterea Domnului. Am venit să aducem o veste bună, veste nouă. Da. Mai e vreme de colinde, se mai poate, dacă sufletul rămâne cel mai mare dintre toate. Ne mai trebuie și suflet și la suflet fac apelul când se apropie buhaiul și când sună clopoțelul. Dragi copii din țara asta, vă mirați voi cum se poate, Moș Crăciun din cer de acolo să le știe toate. Uite cum, vă spune Badea, iarna noapte pe zăpadă, el trimite câte un înger la fereastră ca să vadă, îngerii se uită în casă, văd și spun, iar moșul are, colonicer la el întinde pe genunchi o carte mare. Cu condei de argint el scrie ce copii și ce purtare și de acolo moșul știe că și red el lucru mare. Și prin sat,
toate, mai ales copiii spun că din țări mai depărtate vine iarăși Moș Crăciun. Nu mai pot de bucurie și l-așteaptă toți cu drag să le dea vreo jucărie sau covrici câte un șirac. El are dragoste multă pentru copiii cu minți, dar și pentru cei ce ascultă de Dumnezeu și părinți. Moș Crăciune, am și eu ceva să spun. Sunt fetiță nu prea mică, am un frate și o mămică, dar mai am și o bunică. Eu ți-am povestit de ei, că sunt toți mai ai mei și mă rog la sănătate că e mai bună decât toate. Îmi doresc ca în ajun multe lucruri să îmi pun. Sus îmbrac că e frumos și e tare luminos. Moș Crăciune, ce tot anul vin mereu să ne amintești cuvântul Fiului Dumnezeu. Moș Crăciune, Moș Crăciune, ce atât de bine știi să le aduci o mângâiere mamelor fără copii, care consultă până astăzi mai de jucări și bani ca să le împartă noapte copilașilor sărmani. Foarte bună să le faci și copiilor săraci. Și mai fă-le bucurie, scapă-i ză de sărăcie, pâine să le pui de masă, veselie de le în casă. Și te-aș mai ruga fermite, atunci și de mine aminte. De mai vă sperie, pot să-mi aduc și mie. Care cu puterea sa va împărăți lumea la mulți.
mulți ani cu bine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Mărbordenea sânge de pe stradă, bubulaia de săpadă și îngrăzită de câmp. Pom a făcut din el un om, ochii negri de sărcine, a făcut din tăcărbune și în loc de nas i-a vrut să-l date cuvânt cu sus. Bravo! La școala mea este vătoare și totul pare parcă ar fi mulți copii, stau minți în așteptare, alții ne moșe, nu dar la cum. Orice copil a scris câte o scrisoare și ne-a avut să zic înțeleg și mii. Moșii bătrâni, mai ține minte oară ce doresc acești mulți copii, dar a muncit aproape un an de zile și vrea să-l dă fericirea. Iar azi când va veni, va veni firește, vor fi cu toți mulțumiți. Priviți copii, o să ne uță, ne-a emoțit obosit. Aduceți repede de o cărunță cu ceai fierbinte și un topic. Tot anul tu ne dai și când vii tu prin alea. Iată vin colindători, florile tale, noaptea pe la cântători, florile tale, și ei vin mereu, mereu, florile tale, și la duc pe Dumnezeu, florile tale, Dumnezeu adevărat, florile tale, soare raze luminar, florile tale, florile tale. Aș putea să fac un pas sau să alerg prin templu în stradă, am și guran și nas, eu sunt omul de zăpadă. Aș putea să patinez, nu e glumă și nici vrajă, aș putea chiar să ies, să stau aici de strajă. De copii am fost creat din, din zăpada am o haină, pentru nu a fi furat visul meu în 80 ani. Și auzi acum sunt dintr-o colindă și vin mereu ne cresc în urmă și stau cu mântul de la strău copilului și fără de supărare, sunt îngerile din cercurile regulul meu. Scoală goază din pătuș, florile galbe și ne dă un colăcuț. Florile, florile galbe, că mămuca n-o făcut. Florile galbe, si dădea să n-o avut. Florile, florile galbe, pe prânz si t-o căpătat. Florile galbe, covata i s-o crăpat. Florile, florile galbe, l-o sfădi mama pe tata. Florile galbe, de ce s-o crăpat covata? Florile, florile galbe, când covata o lipit. Florile galbe, cuptorul i s-o urnit. Florile, florile galbe, când cuptorul o domnit. Florile galbe, anul nou și sosit. Florile, florile galbe. Bravo, meu, de la fereastră, haina albă mi-ai îmbrăcat. Mi-ai bătut în geam cu degii și la joacă mai doamnă. Brate, sărbători, te-aș împodobi când vine Moș Crăciun să-l înveselim. Săniuță și că mie nu este frică, nici de fiți de disordere și-mi place tare. Nu ai te dumă și am încă mă jur, pe zăpadea drumul, ce mi se tăcă nu mare. Cineva ce mă străce, scoate tot bani spate și te rece și te văsrăci, poșul bunii tot de spate, dar nu le mai rece. Moș Crăciun nu mai rămân, nu mă bine, nu se poate. Cerul și pământul, cerul și pământul întregă sună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstorii aleagă, ies de-a o încorzoară, mari nu se întâmplară. Păstorii aleagă,
mele așa nu pot și de ce nici eu nu știu. Pe mămică o am spus, dar că sunt cu acoperiu, nu știu că mă ia cu ei și fac multe nebunii. Dar de acum nu mai vreau să vă supăr cu nimic și vă rog să mă iertați că-ți vedeți sunt încă mic. Bravo! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, să fie viața numai lumină și în lumină să dăruiți pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulțumim foarte, foarte mult. O să, cred că o să dau de mai multe ori pe televiziunea exclusiv acest spectacol, acești prinți de care spunea domnul Vicol. A fost un spectacol foarte bine pus la punct. Eu ca artist sunt extrem de mulțumit. M-am bucurat împreună cu voi, dragi copii. M-am bucurat împreună cu cei care v-au pregătit și cu tot personalul de aici, de la Zemeș. Sunt fericit că am fost împreună astăzi aici și sunt convins că împreună cu organizația noastră vom reveni să vedem pe acești copii care într-adevăr sunt mari artiști. Să mai aplaudăm încă o dată și să vă rog să vedem la toți copiii. Mulțumesc frumos! Ce vrei tu? Așa, dragă.